Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bun găsit! Sunt Nicoleta Timaru. Vă mulțumesc că ați ales și astăzi să fiți alături de mine. Vă spun că astăzi am emoții, pentru că aduc în fața dumneavoastră un prieten, îi spun eu. Este un om, un preot, un personaj deosebit pentru toți cei care au avut ocazia să îl întâlnească. Și ca să nu mai prelungim emoția și pentru că doar el poate vorbi cel mai bine despre viața pe care a trăit-o în mijlocul comunităților, îi spun bun venit părintelui decan emerit de Bacău, părintele Dâscă Isidor. Bine v-am găsit! Părinte, mă bucur că sunteți astăzi în studioul RCIS FM. Noi doi știm bine că după câteva conversații și încercări ați încercat să evitați această întâlnire și zic eu că nu pentru că ați avea ceva cu RCIS FM sau cu mine, ci pentru că sunt anumite emoții și iată vă pun astăzi în fața unei provocări să facem așa un arc peste timp și să vorbim despre întreaga dumneavoastră activitate, care știm bine a fost rodnică și menționez așa în fugă momentan despre construcția de biserici, despre comunitățile pe care le-ați condus, dar cel mai mult despre caracterele pe care le-ați format și cred că nu greșesc când spun asta. Chiar și eu sunt unul dintre tinerii care au crescut sub mâna dumneavoastră ocrotitoare în parohia Fericitul Ieremia, dar până să ajungem acolo, aș vrea să ne ducem în timp departe și anume undeva la Ghereiești, prin anul 1953, când v-ați născut într-o familie iubitoare, o familie creștină, care, iată, a pus bazele a ceea ce sunteți astăzi. Ce vă amintiți, părinte Dâscă, din copilăria dumneavoastră? Care este prima amintire de copil pe care o aveți? Sunt multe amintiri din copilăria mea. O copilărie mai dificilă, că era mai greu înainte, dar eram foarte fericit și aveam părinți foarte, foarte buni care mă îndrumau mereu la biserică. Chiar știu de mic copil că tata era bolnav și mie venea o soră din Iugani. Nu mai erau surorile, erau desfințate mănăstirile și făcea injecții săptămânal și mă învăța rugăciunile. Și la 3 ani știam Tatăl nostru, Bucură-te Maria, act de căință. Și era deja simțați așa o atracție față de zona aceasta a divinității? Văzând mama că îmi plăcea să mă rog cu această soră, a început să cânte. Are mama un băiețel, o să-l facă preoțel. Ce bine s-a mai potrivit, nu-i așa? Și, da, și Dumnezeu, iată că fiind atras de Dumnezeu, chemare, m-a condus spre seminar și am ajuns unde mi-a fost vocația mea, pentru că nu eram cel mai bun eu să mă chemi la seminar. Chiar eram ce fel de copil ați fost, părinte decan? Ca orice copil, în schimb, în familia mea, fiind o familie mare și mai sărăcuță, trebuia de mic să muncim. Și munceam. Trângeam mâncare la animale, curățenie și joacă mai puțin. Și mai și învățam între timp, pentru că nu era lumină electrică și învățam la lumânare, lampă și... Vă răzvrătați vreodată față de sarcinile pe care vi le dădeau părinții? Adică să-mi închipui un copilaș Isidor care era supărat deseori pe părinți pentru că îl luau de la joacă și îl puneau să muncească? Sigur, de câte ori încă. Și care era măsura de corecție? Ce făceau părinții? Dar ascultam, aveam ce face. Chiar dacă nu-mi convenea, trebuia să fac părinții. Era regulă de aur. Ați fost 9 frați la părinți și mi-închipui că atât mama cât și tatăl trebuiau să găsească metodele adecvate astfel încât pe fiecare să-l canalizeze pe ceea ce are de făcut, nu-i așa? Da, 2 au murit de mici și eu am fost ultimul la părinți. Cel mai mic? Cel mai mic și chiar acum le spun la mulți care nu prea au copii, dacă mama nu vrea să mai, nu mai vrea copii, eu nu eram acum. Și îi mulțumesc mereu mamei că a fost generoasă și a împlinit voința lui Dumnezeu de a își face această misiune de mamă, de părinte, pentru că
înainte eram mulți copii, toate familiile aveau mulți copii, deși era mai greu, dar noi copii, eram doi copii și eram fericiți. Și ne-ați simțit, sunt convinsă, lipsuri, la modul la care își închipuie unii, nu-i așa? Eram bucuros cu o bucată de mălic cu brânză în mână, erau, se cheamă boț. Și nu simțeam nicio lipsă, așa, ca și copil. V-au canalizat părinții dumneavoastră către carte, către școală? V-au îndemnat să învățați? Părinții mai puțin, dar aveam frații mei mari, surorile, care învățau foarte bine la școală și eram un fel de ambiție copilăresc să le întrec, să văd și mai bine ca ele. Și îmi plăcea școala. În 8 ani de școală n-a fost o zi la școală, o lipsă numai. Am fost bolnav și atunci am plâns pentru că nu pot merge la școală. Că nu puteți merge la școală. Da. Spuneți-mi care a fost primul gând de a vă face preot. Ați văzut pe cineva, un preot paroh care poate v-a inspirat? Sau când ați avut acest gând de a alege calea preoției? Bine, eram chiar de mic în clasa 8, nu clasa 8, 8-9 ani, când chiar era părintele Mihoc, era părintele Peț, care îi vedeam așa frumoși, îmbrăcați, curați, plecau la biserică în reverendă și ce frumos să fiu și eu preot ca ei. Și m-am hotărât să merg la seminar și tatăl meu era împotrivă. De ce? De ce credeți că era împotrivă? Era și-ar împotrivă, fi dorit o altfel de viață pentru dumneavoastră. Nu avea cu ce să mă întrețin la seminar. Și a zis că te-aș lăsa să merg la seminar, dar dacă cu ce să te țin acolo? Și ce a făcut? Am mers fără să-i spun. V-ați dus la acea examen, admitere, acel examen care examen. Se dădea, ați prins examenul care se dădea odată la câțiva ani? Da, știu da, că da, în acea perioadă patru, nu se dădea în fiecare la an. La 4 ani, da. Și am mers la Hălăucești, am dat examen, am reușit. Aminte, dacă am stat, am reușit la seminar. Și nu mai aveți ce să spună. Dar știu că ați făcut și școala de cantori. Nu? Ați absolvit-o în 1973, școala de cantori de da, la da, Iași. Da. Era tot o formă de pregătire? Era împreunțiut, dar seminarul mic, seminarul mare. Acum se cheamă liceul teologic. Atunci era școala de cantori. Școala de cantori, da. Și după institutul. După ce 6 ani de studii la seminarul mare și... Spuneți-mi dacă vreodată, în anii de seminar, ați avut acel gând că poate n-ați luat decizia corectă și ar trebui să regândiți opțiunea pe care ați avut-o? Ca orice om, ai unele îndoiele, ai unele ispite, dar aveam director spiritual la seminar, ca fiecare seminar. Cine era în care atunci? Era părintele Jicmon Ion, nu să-l odihnească, părintele Donia Aloise, iarăși care mergeam cu încredere și spuneam tot ce că așa este, avem un îndrumător spiritual care să-mi spună să vă ajute în momentul în care simțiți care că sunt... Da, care e cale, da. Fiecare om are anumite îndoieli și mai ales la o vârstă de adolescență când așa trebuie să ai pe cineva care să o călăuză în viață, o lumină care să te îndrumeze. Și acești preoți cărora le mulțumesc și pentru care mă rog și acum, sunt dezidați, pentru că au avut acest spirit creștin, preoțesc, apostolic, misionar, care să ne îndrume, să ne călăuzească, să pășim cu bucurie în misiunea care am fost chemați. Ați zis că tatăl nu a fost foarte încântat în momentul în care ați zis că vreți să mergeți la seminar, tocmai din motive financiare, motive și, de... Da. Dar spuneți-mi mama ce a spus când, probabil, înainte de a face exact pasul spre seminar, pentru că știu că a decedat mai devreme, ce a spus mama când a auzit că feciorul cel mic, nu, boțul casei, vrea să devină preot? Totdeauna mama se bucura și numai... văzut pe un seminar
nu știu, fizic, dar cred că mama m-a văzut bine din cer, pentru că am simțit foarte mult ajutorul ei. Și dau mărturie aici acum, când a murit mama, eram într-un hramblu, copii, unde jucam și cineva mi-a spus, merge acasă că a murit mama și plângeam disperat. Ce vârstă aveați, părinte, atunci? 15 ani. 15 ani. Și vin acasă, plângeam și o vecină spune și doar, mergi la biserică, ești vecernic acum. Și am mers la vecernic și mereu, la tot spun asta, am mers la vecernic. Așa mă mult m-am liniștit. Extraordinar. Am simțit o mână care m-a ajutat, m-a scos din acea, un fel de disperare era mea și a curut o pace. Bine, eram tristat pentru moartea mamei, dar eram altfel. Și s-am simțit că tot timpul s-a rugat pentru mine, pentru că am murit creștinești, spovedită, împărtășită. Chiar vine preotul la casă și o spovedea, împărtășea și ne rugam împreună Sfântul Rozariu acasă. Care erau credeți multe... că a fost cea mai mare calitate a mamei dumneavoastră? Ceva ce v-a rămas și ceva ce poate n-ar trebui să lipsească niciunei mame din zilele noastre? Ce pot să vă spun? Că orice mamă trebuie să fie la fel, un model de dăruire, de renunțare, de sacrificiu mai ales, de iubire. Și toate acestea vin din credință, convingerea că Dumnezeu a chemat-o să aibă o misiune de mamă. Și Dumnezeu are inimă de mamă, mai bună ca a mamei, și mama trebuie să aibă inima lui Dumnezeu, pentru că mama e creatoare ca Dumnezeu, colaboratoare în creație. Și mi-amintesc cu drag de mama mea și chiar nu mi-amintesc niciodată să o ajut mama vorbind, știu, urât sau vorbind ceva, așa, ne mai certa. Ca orice mamă. Dar cuvinte frumoase, cuvinte în care simțeam că mă iubește, nu mă urăște. Că atunci când o mamă țipă și nu așa, păi, ori mă iubește, ori nu mă iubește. Da, am simțit acest lucru și chiar dacă în timpul seminarului mi-era mai greu, mergeam în vacanță, nu era mama acasă, mai ieșa, dar Dumnezeu... Le-ați avut totdeauna. În schimb, îmi închipui, pe surori aproape, care v-au susținut întotdeauna? Da, 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 surorile și tata, dați un loc de mamă chiar acasă. O mare calitate pentru un bărbat, da, da, știm bine, da, adică a ține locul unei mame nu e... Și da, tata, facem la seminar, el nu era împotriva de a deveni preot. Da. Nu avea cu ce să mă țină în seminar, pentru că nu pot povesti prea multe aici, dar... Era greu, într-adevăr. Era greu, când era seminar, eu aveam... N-am avut costum până în clasa nouă, deloc. Dar iată că nu v-am împiedicat acest lucru să deveniți preot și să faceți tot ceea ce chiar acum s-a aminteam, găseam o poză cu... Lucram la școala generală, la lopată, făceam betoane acolo și aveam o poză cu pantaloni cârpiți în genunchi. Și chiar era rușine cu ei. Acum e la modă. Acum se dau bani pentru așa ceva, nu? Părinte, ați fost sfințit preot în 1979. Îmi închipui, aveați atunci 26 de ani, erați preot tânăr, cu o grămadă de speranțe, cu o anumită viziune asupra vieții care vă aștepta. Cum ați privit atunci preoția și ce s-a schimbat pe parcurs? Pentru că îmi închipui că de la an la an, odată cu experiența, s-a mai schimbat din viziunea pe care o aveați. E una să-ți închipui un lucru și alta să-l și trăiești. Știți dumneavoastră că atunci când începi o muncă și mai ales pastorală, după 10 ani de pregătire, ai o dorință nestăvilită de a face cât mai mult. E acel elan tineresc care te împinge și mi-a plăcut foarte mult că am început prima misiune la Butea, într-o parohie din județul Iași, aproape de Polașcheia,
și acolo chiar eram în apele mele, pentru că aveam numai muncă pastorală, dar și muncă materială, construia biserica. Și cum eu eram învățat de mic să muncesc, mi-am părut de paru, părinte, îmi dați voie să stau și o noapte de serviciu cu oamenii la muncă aici, ca să nu... Cum să nu? S-a bucurat părintele. Și a fost frumos, aveam și copii, cu tineri. O parohie mare, Buta. Da, și era mult. Și părintele, fiind ocupat cu biserica, îmi dădea mie tot munca cu copiii, tinerii, cu bolnavii. Eram fericit, nu spun că am ieșit priot, ci puteam să fac un... Mai ales când vezi că oamenii au nevoie de preot și simți această nevoie, că ai un elan deosebit când știi că omul credinciosul te așteaptă, dorește un cuvânt frumos, dorește Sfintele Taine, dorește o vizită și un bolnav care nu are pe nimeni. Și atunci bucuria preotului, aceasta e bucuria preotului. Să vadă că munca sa este apreciată, dorită și chiar căutată de credincioși. Fac o paranteză aici. Am fost în Kenya la misiuni cu episcopul, arhiepiscopul nostru Aurel Perca, și am văzut acolo oameni care aveau nevoie de preot ca de aer apăt. Și am spus, ce aș veni și eu aici, dar că am trecut de vârstă, nu-mi trebuie nimic. Poți să n-ai nimic, nimic. Când ai oamenii care au nevoie de preot, e cea mai mare fericire. Asta este forța de care are, nevoie un preot. Da. Să știi că oamenii au nevoie de tine. Ești util și poți să faci ceva pentru ei. Și aceasta este o bucurie deosebit de mare. Sunteți norocos pentru că pe parcursul activității dumneavoastră s-au văzut și roadele și zic eu că oamenii chiar v-au arătat că au nevoie de dumneavoastră și s-au văzut rezultate pe acolo pe unde ați fost. După Buta ați fost și la Hălăucești, din nou norocos ați fost pentru că și acolo este o comunitate mare de creștini catolici, mulți tineri, mulți copii și mi-închipui că vă amintiți cu drag și de perioada în care ați fost vicar acolo. Dar voi trece peste această perioadă să ajungem la momentul când ați fost numit paroh la Vaslui, în 1983. Ce ați găsit, părinte, paroh de Vaslui în acea comunitate când ați fost numit? Era o parohie foarte mică și la biserică două, trei persoane. După o lună am mers la monseniorul Gherghel, dați-mă undeva într-o vicar înapoi, că vreau să muncesc și eu cu credincioșii și să fac povesti. Veneați în două parohii în care erau mulți credincioși, era activitate și acum deodată v-ați văzut într-o parohie mică, fără oameni în biserică, de fapt, nu? Fără oameni în biserică, dar muncă aveam, pentru că aveam două filiale. Era Bârladul la 50 de km și Tecuciun că 50 de km. 108 km era de muncă, duminica, sărbători. Muncă era, nu era materie primă, spune eu. Dar încet, încet... Dar ce v-a zis? Ce v-a zis episcopul Gherghel atunci când i-a zis să vă dea altă parohie? Ei, mergi înapoi la ai tăi. Sunt ai tăi, iai, nu? Erau brunesc ca și mie. De asta a zis că sunt ai dumneavoastră. Și v-ați acomodat la Vaslui și sunt convinsă că ați creat acolo o comunitate puternică. În afară de biserica de la Buta, unde ați zis că v-ați implicat, că se construia pe atunci, care a fost prima biserică la care efectiv v-ați ocupat de construcție? În anul 1986, în august, a fost cutremurul cel mare și a dărâmat biserica de la Bârlad, ne turnul peste biserică și la... a dărâmat biserica, iar la Vaslui a fost biserica iarăși afectată foarte mult. Și atunci trebuia să fac biserica la Bârlad, să o repar pe la Vaslui și n-a fost ușor, pentru că era în timpul acela al comunismului, când nu aveai voie să faci, nu aveai, foarte greu să faci o biserică nouă. Și trebuia să rup smult și Dumnezeu m-a ajutat, pentru că fără Dumnezeu nu face nimic în viață. Și am reușit să construiesc acolo biserica, o căsuță parohială,
am reparat și biserica de la Vaslui, am dublat-o, capeluțe cum e acolo, că sunt puțini și... Și fire de om gospodar cum sunteți, v-ați făcut treaba atât de bine încât ați fost numit la Slănic Moldova, unde din nou v-ați apucat de treabă și tot ați refăcut și acolo, nu? Biserica de la Slănic. Și știu că e o poveste mai interesantă cu acea refacere a bisericii. Este adevărat că a fost cumva construită păstrând în ea construcția veche? E greșit ceea ce spun? Nu, la Slănic am mers pentru că episcopul m-a rugat să merg să fac acolo o casă parohială și o casă pentru reculegere. Actuala casă de odihnă, despre asta vorbim? Da. Și acolo primul cel acesta este asemenea casă parohială. Am fost primul paroh de Slănic, primul paroh de Vaslui. Și aceasta a fost intenția. Episcopul m-a întrebat să aleg Săboani sau Slănic Moldova. Dar am văzut că are nevoie acolo să construiesc ceva și am spus Slănic Moldova. Și acolo am construit casa aceea de odihnă, casa parohială și biserica era și ea, trebuia să o repar. Dar fiind făcut din pietre, una peste alta, așa, nu avea rezistență, trebuie să o dărâm. Și am început altă biserică pe lângă ea. În exterior, da. Nu? Păstrând... Când am terminat biserica nouă, pe aia vechi am dărâmat-o și a rămas biserica aceasta, care de și astăzi este biserică frumoasă. Și dacă am făcut ceva, n-am făcut pentru că vreau eu să fac. Așa a fost să fie. Și ați avut și darul acesta de a vă descurca, de a vă ști să vă ocupați de aceste lucruri. Toți preoții au daruri, pentru că sunt carismele care le dă, dar toți preoții și toți muncesc în sensul. Unul într-un fel, altul în alt fel, dar eu cred că toți preoții care intră în preoție și vor să lucreze, lucrează frumos, pentru că nu aceasta este misiunea unui preot, de a face biserici, de a umple bisericile. Și o amintire frumoasă de la Vaslui, că erau multe familii care nu veneau la biserică. Și le căutam, mai spuneam un vecin, vezi că acolo este o familie catolică. Și mi-am amintesc că, și eu spun la mulți asta, o familie care era o comuniști mai mult, dar primeau preotul și spune, fă-ți, părinte, treaba. Nu prea îmi convenea, dar o făceam. După ce vreau să plec, eu mă puneam pe scaun, mai stăm de vorbă la și le vorbeam despre credință, Dumnezeu, ce înseamnă biserica, liturgia. Și, da, după 4 ani, mă sună, era noaptea Crăciunului, după liturgie, la miezul nopții mă sună soțul tatăl acelei familii și plângea și mi-a spus, părinte, vă mulțumim frumos, și eu, soția și fiica mea ne-am spovedit și ne-am împărtășit, vă mulțumim frumos, și am plâns și eu de bucurie. Asta a fost cea mai mare bucurie. Astea sunt roadele. Da, face o biserică ceva, face, e foarte necesar, dar asta sunt pentru preot este cea mai mare satisfacție, să poată mântui un suflet, pentru că de-aia suntem preoți, să mântuim sufletele. Celelalte faci biserică, dacă sunt goale, degeaba le faci. Așa este, dar dumneavoastră ați reușit și să le faceți și să le umpleți acolo pe unde ați fost, pentru că știu că și la Slănic, 9 ani cât ați stat acolo, ați unit acea comunitate și ați fost foarte atașat de acel loc. V-a fost dragă acea parohie, de fapt, cred că peste tot pe unde ați fost ați pus suflet, da, și ați îndrăznit pe credincioși. Te lipești de oameni când stai acolo, lucrezi cu ei, orice parohie, unde fii, ca om și ca preot, având multe legături cu oamenii, te alipești de ei și de tine, pentru că văd că le dorești binele și nu răul, dorești să-i mântuiești sufletul, să fie pace, bucurie, înțelegere și totdeauna, nu la nicio parohie n-a fost deosebit. Și este corect să spunem că ați suferit de câte ori ați părăsit o comunitate pentru a merge în alta? Da.
Am suferit și la... Dar involuntar, sunt slab. Sunteți cu suflet, sunt slab. Nu, 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 sunt slab. Mi-e rușine că îmi curgeau lacrimi și luam pastile, luam degeaba. Și, dar treceau, când mergeam în altă parte, te acomodai în altă parte cu altă dincioși, că toți au nevoie de preot și... Când au venit tinerii de la Fericitul Ieremia în 1999 la Slănic să vă cunoască, și printre ei eram și eu, ne-a zis erai, așa, erai copil. Eram copil, eram, așa, da, tinerii mă luau, da, eram da. Printre ei. Ne-a zis, uitați măi tinerilor, ce parohie și ce peisaj și ce zonă las eu ca să vin la voi, la Fericitul Ieremia. Oare? Așa ne-ați spus, garantat. Da? Avem și fotografii de atunci. Și ați venit la noi și din nou v-ați aflat în fața unei provocări. Comunitate era, tineri eram dornici, chiar am cărat mulți ani acolo, bolțari și tot ce era de cărat la acea biserică pe care ați finalizat-o și ați sfințit-o apoi în 2005. Ce vă amintiți despre primul impact în parohia Fericitului Ieremia, când ați venit? Erau două aspecte. Unul puneau negativ, pentru că am văzut ce era acolo, un colos de biserică. Și unul pozitiv, priveam pe geam din parohie, vedeam cum e lumea la biserică, așa, puhoi, și când plecau de la biserică de blocuri, era o mare bucurie să vezi, frate, cum vine lumea, copii, femei, bărbați. Era o deosebire. O comunitate tânără, o comunitate mare. Tânără și vedeam că merită acești oameni să aibă un locaș de cult, pentru că celebram la demisol, era și... aglomerație, fără bănci, fără... Nu încăpea lumea acolo. Și atunci am grăbit lucrările, chiar le-am grăbit, că am terminat primul biserica în Bacău, numai ca să aibă lumea credincioși ceea ce merită, un loc de rugăciune cât mai adecvat. Și această zelul credincioșilor m-au terminat să... îmi pun osul la treabă, pentru că și credincioșii ieșeau. Mi-amintesc că la muncă până la 12 noapte făceam bolțari și veneau săracii de la servicii din altă parte și munceau pe acolo noapte. Zic că merită acești oameni să le faci, să lucrezi împreună cu ei, să aibă o biserică frumoasă. Și mă bucur de acest lucru, pentru că și ei se bucură și când îi vizitez, mă bucur și eu, se bucură și ei. Ați avut la Fericitul Ieremia o comunitate puternică și iată că în acea perioadă erau și foarte mulți seminariști, mulți dintre ei astăzi preoți. Cred că este o mare mulțumire pentru dumneavoastră și credeți-mă, pe unii dintre ei chiar i-am avut aici în studio și povesteau cu drag cum îi puneați și la muncă, dar îi puneați și la distracție, îi duceați pe munte, îi duceați să fie împreună, să învețe, să fie uniți și iată că și astăzi, după atâția ani, ei încă se întâlnesc cu drag și povestesc despre momentele pe care le-au petrecut împreună datorită dumneavoastră. Este aceasta una dintre marile dumneavoastră mulțumiri? Chiar aseară mă uitam, știm că vin la Iași, mă uitam în caietul meu cu seminariști și preoți care... Și aveți așa ceva, o listă cu seminariști? Da? De la centru numai. Așa. Și am găsit 25 de preoți care a fost în timp care a fost o parol la Sfânt Nicolae. Iar de la Ieremia nu am, dar sunt cel puțin 10 pe care îi numeam copiii mei. Și acum, când vin pe la Bacău, mă vizitează, și faceți copiii mei. Bine-ați venit. Și normal că e o bucurie deosebit de mare pentru un părinte să aibă în parohii seminariști care să urmeze această chemare sfântă. Din păcate, în ultima vreme am mai suferit pentru că s-au rărit foarte mult vocațiile ca peste tot. Și la Bacău, deci e o parohie foarte mare, cea mai mare parohie, puține vocații, dar sperăm ca Domnul să inspire, să insufle familiile noastre, să le lumineze că au nevoie să cultive vocațiile la viața preoțească, la viața consacrată, pentru că
Era o bucurie mare în familie înainte să aibă un copil preot. Era o mândrie sfântă. Se bucurau de acest lucru. Și pentru mine ca părinte, că tot familia, parohia e familia mai mărită și părintele și tatăl familiei acolo. Și ne bucuram că avem atâția copii care ne duc la seminar și care au devenit preoți. Cum să nu fii te bucuri? Normal. Asta, ca orice părinte se bucură când copilul său reușește. Este pe calea cea bună. Perioada în care ați fost paroh la Fericitul Ieremia s-a suprapus și cu funcția de director la Caritas Bacău. Caritas care era atunci cumva la început în zona Bacăului, așa este? Era la Caritas director părintele, acum episcopul Petru Sescu, și era la seminar, pe acolo era formator. Și m-a rugat să iau Caritasul și am spus, părinte, eu am atât de muncă aici, nu dau și pușcăria și nu mai dovedesc. Și atât a insistat și l-am primit. Și a pus și bazele acestea. A fost un har deosebit, pentru că prin Caritas am reușit să fac și o biserică. Să puneți acei bani. Din cioșii cu ce era nevoie, să fac și biserica, pentru că mai dădeam haine. Și am inaugurat și un centru pentru bătrâni, chiar acolo lângă Edemia, pe calea Moldovei, pentru că erau bătrâni în diferite centre, au trei apartamente și am adunat într-o singură casă, pentru că fiind împreună este mai ușor de coordonat și mai ieftin de a întreține acea casă. Sigur că acum părintele Lucian lucrează foarte frumos și s-a mărit casa aceea și se merge mai departe. Se continuă ceea ce de fapt ați început. Ceea ce domnul a început. În 2005, o veste poate bună, ar spune unii, una poate mai puțin plăcută sufletului dumneavoastră, și anume aceea că erați decan, dar trebuia să părăsiți parohia Fericitul Ieremia, nu-i așa? Și să vă mutați la centru, cum se spune, nu foarte departe de Fericitul Ieremia, dar să lăsați această parohie chiar în anul în care ați terminat lucrările, ați sfințit biserica și era totul gata. Ați fi putut, să zicem, să vă odihniți, nu-i așa, să vă bucurați de roade. Cum ați primit această veste? Sunt, toată viața mea a fost așa, aproape de preot. Și la Sânic, la Baslui și Bârlad. Am făcut sfințirea bisericii pe 2 septembrie, pe 9 mi-a rămas bun. Și pe 16 septembrie am mers în altă parohie, 200 de ani. La fel și la Slănic Moldova, am terminat biserica, pe 12 iunie a fost sfințirea bisericii, pe 13 mi-a rămas bun, a doua zi. Deci n-a fost ușor, dar... Și la Fericitul Ieremia ați sfințit pe 6 august? Și în decembrie. Și cred că în decembrie ați fost numit decan. Nu, m-am numit decan în martie, înainte. Erați numit când erați deja la Ieremia și în decembrie ați plecat din parohie. Și eu credeam că dacă m-am numit decan, voi rămâne la Ieremia mai departe, că aveam numai 6 ani. Nu s-a putut. Nu s-a putut. Și trebuia să... Da. Cum a fost această nouă misiune pentru dumneavoastră? Cum ați privit-o? A fost ușor, dar... A fost frumos, zic eu, că am reușit să adun preoții, să facem diferite întâlniri, fie pentru rugăciuni de lunară, fie pentru anumite, știu, evenimente, sărbători, pentru ședințe de canale, și a fost frumos, zic eu, că nu știu este, ce cu ceilalți. Este adevărat că... Poate credincioșilor, oamenilor, le este greu să... Bine, e exagerat, poate spus, să accepte un nou decan după o lungă perioadă în care a fost, iată, în cazul dumneavoastră, a fost înainte părintele Erdeș, după dumneavoastră au venit alții. Dar oamenii se obișnuiesc cu un om și atunci când vine altul în locul lui, le ia o perioadă până să se acomodeze. Ați simțit la centru că le-a luat o perioadă credincioșilor până să accepte ca un nou decan? Eu am plecat o lună și am venit înapoi și am căutat să colaborăm bine împreună și să-l prezint pe decan
ca un cel bun preot. Nu, zic când ați fost numit dumneavoastră decan în locul părintelui Erdeș. Așa. Când ați fost numit atunci la centru, ați simțit că oamenii erau încă atașați de părintele Erdeș și erau obișnuiți, bineînțeles, cu simția sa? Totdeauna oamenii care iubesc biserica să leagă de preotul care a muncit acolo. Și e ceva, ceva normal. Nu este... Deci, în orice parohie, când un preot stă câțiva ani acolo și muncește, când le este greu lumea, atât oamenilor, nu-i așa, cât și, da, și celui care vine dar să ia locul. Dar la urmă se obișnuiește. Știți? E firea umană, nu? Cea mai, cel mai mare dar. Știți cum spunea un plecat, un vicar de la Bacău, și când și-a rămas bun, trebuie să avea emoții. Și o doamnă în biserică, nu era chiar așa sănătoasă, nu plânge că vine altul. Corect, corect. Așa mereu. Nu suntem noi aici de neînlocuit. Așa fiecare este. Fiecare cu carisma lui, cu darul lui, fiecare cu... În calitate de decan, care au fost noile provocări pe care le-ați avut? Pentru că, iată, până la această funcții, ați construit biserici, ați unit comunități, ați umplut acele biserici, așa cum am vorbit pe parcursul emisiunii, dar acum, în calitate de decan, trebuia să uniți și să reușiți cumva să-i coordonați, bănuiesc și pe preoții paroh din decanat, și să-i coordonați în așa fel încât decanatul de Bacău să fie unit, să fie ceea ce trebuie să fie un astfel de organism. Deja preoții erau uniți în decanat, părintele Erdeș, care a jucat înainte, lucra foarte frumos, de cine era o muncă acum, trebuie să, și mie îmi plăcea mult să stau cu preoții împreună. Când a fost la Sănic Moldova, veneau foarte mulți preoți în concediu, în relaxare și mă bucuram foarte mult când aveam așa. Când nu venea nimeni, parcă era pustiu în casă, așa că a fi cu preoții împreună este un lucru minunat. Și chiar îndemn preoții care sunt mai tineri, căutați să vă întâlniți des, pentru că forța noastră aceasta este în unitate. Ne întâlnim, ne împărtășim, mai glumim, stăm la o masă undeva și înseamnă asta e familia noastră și de aici prindem puteri pentru a merge mai departe să lucrăm cu oamenii în parohie. Deci, la început erau niște emoții, dar după ce... V-ați obișnuit și cu această muncă, provocare. Da. Și-au trecut anii, părinte, și ați ajuns decan emerit, cum se spune. Be. Cum este acum? Pentru că știu că vă doriți în continuare să stați în comunitate, să fiți alături de credincioși. Spuneți-ne, împărtășiți-ne ce simte un preot după atâția ani în care a fost în mijlocul credincioșilor, în atâția ani în care a fost activ, a avut rezultate și a avut pe oameni aproape. Care este acum așteptarea dumneavoastră de la comunitate? La început, desigur că atunci când ești la pensie, faci un bilanț și regreți ce n-ai făcut, pentru că sunt și multe lucruri, poate, care nu le-am făcut cum trebuie. Când n-am fost un om perfect, un om slab, care putea face mai multe dacă punea mai multă silință. Și, în al doilea rând, un gând de mulțumire lui Dumnezeu că m-a ajutat să fac ceea ce am făcut pentru credincioși. Ca preot, și le-am spus la mulți că preotul nu poate fi pensionar, pentru că tu ești preot în veci, spune Hristos, și mă simt bine în parohia cu noul părinte decan și cu colegii de acolo preoți vicari, nu mai am acel, cum se cheamă, datorii de conducere, de... Și asta înseamnă mai mult timp liber. Mai mult timp, mult timp în care puteți poate să stați de vorbă cu credincioșii și le spunem pe această cale tuturor celor care poate v-au cunoscut ca oricând sunt în zonă să vină să vă vadă, să stați de vorbă. Eu zic că am mai mult timp de vorbă, stau de vorbă cu Dumnezeu acum. Pentru că am mai mult timp de rugăciune, de meditație. Și acest lucru este important pentru că mă gândesc că în viață, fiind atâtea preocupări, uneori uiți de ceea ce este esențial și te pierzi. Și atunci trebuie să recuperezi la bătrânețe.
Ați spus de anumite regrete. E ceva ce vă reproșați, părinte, după atâția ani? Normal că sunt... Putem face mai mult. Cum să nu... Păcătoși sunt. Nu-i papa, băi, toți ne păcătoși. Dacă și... Da, cred că n-am făcut de una ceea ce... Poate uneori n-am fost un exemplu prea bun, știu eu. Poate uneori am fost prea aprins sau știu ce. Deci am avut și... Că m-am și mă spovedesc ca prioritesc. Așa cum era spovoadă, spun păcatele, le spun ție aici. Nu, normal că nu. Nici eu nu vi le-aș spune tot aici. Descurci, acum aici. Știți, preasfințitul zice că îi aduc la judecată, aici fii invitați. Nu e judecată, da. E discuție prietenească, cum spunem noi. În viața fiecărui om sunt ce bune, sunt ce rele. Totuși trebuie să avem această privire de speranță că Dumnezeu știm ce suntem făcut și să avem conștiința că am greșit și că trebuie să reparăm. Deși sunteți într-o perioadă în care observ că priviți retrospectiv și vă gândiți la ceea ce a fost, poate mai bun, poate mai puțin după așteptările unora sau altora, îmi închipui că priviți și spre viitor. Cum vedeți acest viitor? Mai mult spre prezent și viitor. Spre prezent și viitor. Da, cum vedeți viitorul dumneavoastră și ce vă doriți în următoarea perioadă a vieții dumneavoastră? Doresc să fac cât mai mult bine, să ajut pe cei care au nevoie de ajutorul meu, care îmi cer ajutorul, sunt mai disponibil acum fiind mai liber și doresc mai departe să fac misiune de a mântui sufletele, de a mântui sufletul meu și pe al altora, pentru că cât voi trăi aceasta și cât voi putea, aceasta este... Simt ca misiunea mea să ajut oamenii să fie fericiți cu adevărat. Și fericirea o găsesc totuși în credință. Și... Părinte, știți că se spune că în viață sunt câteva cuvinte magice. Te rog, iartă-mă, mulțumesc, te iubesc. Ce credeți că v-a fost cel mai greu în viață să spuneți dintre aceste cuvinte? Niciunul. Niciunul, le-ați spus pe toate, da, întotdeauna cu inima deschisă. Chiar când am făcut ultima liturghie la Bacău Centru, acolo ca paroh, ați făcut predica exact pe aceste cuvinte. Aceste cuvinte care le-a spus Papa Francisc. Însă eu am o devoțiune deosebită și față de Maica Domnului și îndemn toți preoții să se roage rozar nu unul pe zi și chiar mai multe. Ca să glumim, știți că este o vorbă între toți cei care vă cunosc. Cine merge cu părintele des că nu scapă, sigur trebuie să facă cel puțin un rozar în mașină, așa e. Părintele Leon, ci că conduc eu, părinte, că nu am să-ți faci rozarul. Deci toți cei care merg undeva cu mașina cu dumneavoastră, sigur. Am simțit ajutorul Maicii Domnului și sunt convins și la toți are și o realizare frumoasă la Bacău a fost această adorație euharistică introdusă în 2014 când s-au înscris oameni la ore fixe pentru adorație permanentă, nu? Da, cred că așa e. Noaptea nu este, dar da, ziua pe timpul zilei. Și țin minte când am văzut că s-au adunat 350 de oameni care s-au înscris pe adorație, am plâns de bucurie. Și mereu acum le spun tuturor, îmi spun nimeni întâi, Euharistia și Maria Lozinca. Și chiar am toți matele aici la voi, dar vă spun și asta. Au plecat părinții mei, vicarii meștrii mei, parohii trei, au plecat, au mers în Anglia la un preot care a mers acolo, a fost vicar la centru, Tarcizi Ierdeș. Și el le-a spus că a dus acolo în parohie, nu era nimic, adorație euharistică și rozare. Și mulțumește pentru Dâscă că i-am spus, nu uita Tarcizi, Euharistia și Maria îți dă cea mai mare bucurie în viață, îți salvează preoția. Și m-am bucurat mult când am auzit că, uite, părintele acolo și alți preoți au văzut cum face adorații, rozare și în alte parohii în Rudu, sunt mai lumea. Acolo să facă rozare în biserică sau să, cum era noi, această devoțiune frumoasă.
Iată, pe lângă aceste lucruri, cu siguranță cei care au stat pe lângă dumneavoastră, au avut bucuria de a vă cunoaște îndeaproape, au rămas cu siguranță cu anumite amintiri, învățături și aspecte pe care vrând nevrând le-ați insuflat. Ce credeți că spun cei care au trăit alături de dumneavoastră despre acum decanul emerit, părintele Isidor Dâscă? Întrebați-i pe ei. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră ce credeți. Eu cred că ce pot să spună decât că le-am văzut numai binele. Că le spuneam de multe ori, am avut parohia la Eremia și la centru, 39 de vicari. Și le-am spus că am o mulțumire deosebită că niciunul nu mă ocolește. E o realizare, așa? Și bucuria mea aceasta este că din 39 de vicari cât a fost la parohie, domnul Dou, nu mă ocolește nimeni. Deci, na. Părinte, după atâția ani de activitate, cu siguranță, printre gândurile dumneavoastră, deseori este cuvântul mulțumesc. Într-un minut scurt, v-aș ruga să ne ziceți cui spuneți astăzi mulțumesc pentru ceea ce ați fost și sunteți pentru dieceza de Iași. Cui să-i spun? Lui Dumnezeu. Mulțumesc că Dumnezeu e cel care ne Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, Maicii Preacurate și Episcopului Petru Gher, care a fost ca un tată și un părinte atât de bun cât am fost, și Episcopului Aurel Percă, un prieten bun de-al meu și coleg, și Episcopului Iosif Păule, care și coleg, care mă bucur că lucrează frumos și în deceză, și tuturor celor care fac binele și care îmi fac rău, chiar am spus tuturor le mulțumesc, pentru că toate vin din mâna Domnului. Chiar azi citeam în breviar, dacă primim cele bune la Domnul, ce să-l primim și pe cele rele? Vă mulțumesc, Părinte, pentru prezența în emisiune. A fost o mare bucurie pentru mine și cu siguranță și pentru cei care ne-au urmărit să vă ascultăm și vă așteptăm oricând să reveniți, să ne împărtășiți din experiența dumneavoastră. Mulțumesc și eu mult, mai am spus mult încă, dar... Păi mai facem câteva emisiuni, nu-i așa? Prima a fost mai greu, da, de obținut. Mai spun și păcate, nu numai. Vă mulțumesc, asta, Părinte. Plăcere și vă doresc succes mai departe, ca Iercis să se dezvolte și tot mai mulți credincioși să ne urmărească sub această emisiune, pentru că este un mod de a predica Evanghelia și de a îl face cunoscut pe Dumnezeu oamenilor. Mulțumesc! Succes! Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție, sunt Nicoleta Timaru, nu uitați, te rog, iartă-mă, mulțumesc, nu le evitați, ba chiar faceți abuz de ele. Interviul săptămânii la RCIS FM.